regăsit, dragi telespectatori! Continuăm călătoria printre dosarele vremii. Avem bucuria de a avea invitat în această seară pe domnul profesor universitar dr. Radu Ștefan Vergati. Bine ați venit, domnule profesor! Bună seara, domnule profesor Coman, Virgil Coman! Bună seara celor din studio! Bună seara tuturor spectatorilor care urmăresc această emisiune. Desigur că nu este o emisiune ușoară, deoarece, după cum am înțeles eu, trebuie aici să fac o serie de dezvăluiri legate de viața mea, de familia mea, de modul în care am lucrat și poate de perspective, transformându-mă într-un fel de ghicitor care vă va spune ce crede că se va întâmpla în viitor. Domnule profesor, pentru început aș vrea să le spunem telespectatorilor noștri că sunteți născut la data de 10 decembrie 1937 în București, însă ați avut legături cu Dobrogea încă din copilărie. Dar aș vrea totuși să ne dezvăluiți câte ceva despre originea familiei dumneavoastră. Pe linie paternă mă trag dintr-o veche familie olteană, craioveană, de boierime olteană. Erau pitari, vistieri, ale cărei rădăcini se pierd undeva în negura evului mediu. Oamenii aceștia la origine se numeau Vărgatu, însă, datorită plecării la studii în Italia, în jur de 1800, la Padova, nu le-au putut spune italienii Vărgatu și au transformat numele în Vergati. A avut meritul această familie ca în 1831 să contribuie la crearea baroului în țara românească și în Craiova, să fie avocați de frunte în Craiova, în București, să se implice în politică. Străbunicul meu a fost senator, în primul rând de Caracal, unde a fost și primar, apoi în Craiova a fost apropiat de Brătianul cel bătrân. Tatăl, bunicul meu, adică fiul lui, a lucrat în cadrul Băncii Naționale, unde a fost șeful serviciului de emisie a bancnotelor și a fost unul dintre cei care a însoțit tezaurul transportat la Sankt Petersburg și pe urmă la Moscova. Tatăl meu a fost avocat, s-a afirmat foarte de tânăr ca un excelent penalist, ajungând să fie foarte, foarte tânăr doctor în drept, un penalist de seamă care a participat la procese deosebit de importante. În 1940, împreună cu Horia Cosmovici, au mers în procesul de reabilitare a lui Corneliu Zelea Codreanu, ceea ce a făcut ca în 1944, în decembrie, în grupul Istrate Micescu, Coti Stoicescu, el era prodecan al baroului din București în acel moment, să fie exclus din barou. Situație care l-a silit după aceea, în timpul regimului comunist, până în 1971, când a plecat în Statele Unite, să practice numai puțin de 40 alte meserii. Diverse și diverse meserii. Traducător, contabil, administrator de bloc și așa mai departe. Domnule profesor, totuși pasiunea pentru istorie, să înțeleg că o aveți... O am de la mama mea, de la mama dumneavoastră, da? Mamei mele e o familie de francezi, vechi intelectuali francezi. Pe la 1650, Jean Drouet era unul dintre cei mai de seamă nuveliști din Franța,
descendenți al familiei Beaufort, o ramură cadetă a familiei regale franceze. Drouet s-au stabilit în localitatea Blaye, de lângă Bordeaux, în sudul Franței, unde au devenit intelectuali de frunte, între cei mai de seamă intelectuali, și acum mai există mormintele lor la Blaye, am fotografiat. M-au chemat în Franța pentru recunoașterea mormintelor, însă scopul real era acela de a-mi cere impozite pentru cimitir. Am înțeles. Nu s-au desmințit. Domnule profesor. Și un moment, vă rog. Au venit în țară chemați de Barbu Știrbei și Părmo de Alexandru Ioan Cuza, s-au stabilit la Bârlad, unde Pierre Drouet, străbunicul meu, însurat cu Natalie Olivari, devenită apoi Drouet, au creat cel mai bun pension de fete din Moldova. Bârladul se mândrește cu familia Drouet. Din această familie descinde Charles Drouet, vestit profesor de franceză, după cărui manuale au învățat toate generațiile de liceeni între 1920-1945. Iar mama mea, nepoata lui Charles Drouet, fiica sorii lui Charles Drouet, a lui Natalie Elise Drouet, măritată cu Apostol Culea, iarăși o figură legendară pentru cultura românească, a fost absolventă a Facultății de Istorie 1933, șefă de promoție, asistentă la Scarlat Lambrino, legat de Dobrogea. Sigur. El a inițiat săpăturile și studiile de ceramică la Istria, a lucrat la fundațiile regale, a fost profesoară de istorie, una din cele mai distinse și bune profesoare de istorie, mai ales din ceea ce a făcut în ultima parte a vieții, între 1949-1965, când a fost directoare la cea mai mare școală pedagogică din țară, școala pedagogică Elena Cuza, unde a scos cele mai bune serii de învățătoare din România. Și acum mai mă întâlnesc cu foste eleve de ale ei care își aduc aminte de doamna profesoară. Multe dintre ele au urmat cariera de profesoare de istorie. Sigur că de la ea am dobândit această pasiune și vă pot spune că am învățat de la ea poate mai mult decât am învățat în facultate. Sim. În ceea ce privește studiile mele, eu am început școala primară foarte puțin la Craiova. Că de, ce? Așa, de ce la Craiova, domnule profesor? Pentru că părinții vitrece ai tatălui meu erau din Craiova și evenimentele din vara, toamna 1944 ne-au găsit la Craiova, unde am fost la una din cele mai vechi școli din țară, școala Obedeanu din Craiova, unde a învățat și Tudor Vladimirescu, și am fost coleg de clasă cu Domnica Policrat, care s-a măritat cu Amza Pelea. Mă rog, o întâmplare de atunci, vă rog, că era un bătrân care tot vindea covrigi în curtea școlii și îmi spunea, împinge-mă peste coșul moșului. Și am împins-o. Ea a căzut nevinovată și mie mi-au scăzut nota la purtare, mi-au dat 9. Dar am plecat repede de la Obedeanu, am plecat la Hontelus în Brașov, unde era mama profesoară. Am învățat acolo bine limba germană, însă răzbunarea sovieticilor împotriva germanilor a ajuns și în România, s-a desființat Hontelus, am ajuns în București, unde am terminat
liceul la Sfântul Sava în 1954, în 54, a fost șef de promoție și am avut un excelent profesor de istorie pe Virgil Arbore, care a fost la un moment dat și profesorul regelui Mihai, Gheorghe Brătianu și Virgil Arbore. Drept să vă spun, amintirea lui Virgil Arbore a rămas pentru mine vie, foarte plăcută, dar întâmplarea din viața lui când a fost arestat în timp ce era în clasă a fost o chestiune tristă, într-adevăr. Tristă și neplăcută. Da. Domnule profesor, haideți să revenim puțin în perioada copilăriei dumneavoastră. Sunteți legat de Dobrogea. Știu că încă de mic copil ați călcat pe meleagurile Dobrogene. Da, am călcat pe meleagurile Dobrogene pentru că niște rude prin alianța ale mele, o vară primară de-a mamii mele, era măritată cu Mihail Cochinos, care era armator împreună cu Pandelis, cu Marcos, avea o serie de vapoare aici și încă de la 5-6 ani veneam în Constanța și în Mangalia. O parte din vase, care nu erau cine știe ce mari, ancorau în Mangalia. Eu rețin imaginea Mangaliei cum era atunci, cu totul altfel decât acum. Adică pe faleza din Mangalia erau case mici, numai cu parter, poate cu mai multe camere, dar n-aveau decât parter, și cu curți largi, bogate, în care oamenii își făceau gospodărie. Erau acolo destul de mulți turci, tătari, și poate să fost tătari, nu făceam deosebirea prea mare între ei, de turci și tătari, și pot să vă spun că unii dintre ei veniseră în fostele gospodării germane. Mai erau acolo gospodării germane, casele erau mai bogate. Sigur, noi locuiam, vorba despre familie de germani care au fost... Da, noi locuiam atunci în gazdă, 40, da. În gazdă la niște turci, tătari, da. Nu știu ce-o fi fost, care erau într-o asemenea fostă casă de germani. Camere foarte bune, largi, spațioase, tipic curate, germani. Nu era mai. Și ne spălam la cișmea în curte, că n-avea nimeni secrete pentru nimeni. Și, mă rog, plecam foarte bronzat și de soare și de nisipul mării. Bine, bronzul se ducea la București după prima baie caldă. Dar pot să vă spun că atunci, în golful de la Mangalia, erau două diguri care mărgineau golful stânga-dreapta. Erau niște pasarele de încărcare și încărcarea se făcea foarte rapid, se muncea și ziua și noaptea. Încărcau, să știți, brânța, cum spuneau ei, brânța, saci cu grâu și mai încărcau pește sărat, din care se făcea o mâncare tipic dobrogeană, n-am mai întâlnit-o de atunci, scordole sau scordolea. N-am auzit, sincer vă spun. Sunteți prea tânăr. Se fierbea peștele, se rumenea puțin și se punea deasupra un fel de piure larg, moale, făcut din cartofi cu smântână. Era ceva foarte bun. O delicatesă, da. Da, era ceva foarte bun. Dar prin Constanța nu veneați așa? Cum arăta Veneam Constanța? Veneam prin Constanța pentru că aici mai erau descendenții unei rude de-al mele, a lui Ioan Neroman, avocat, fost om politic, primar,
om care s-a ocupat de publicarea ziarelor și a cărui casă fusese bombardată, una din puținele case din Constanța, lovite de bombele rușilor, cred că în 41-42. Da, bombardamentele din august 1941. În 3 august au avut de suferit și alte imobile din zona peninsulară. Cred că imediat după, în 41. La 3 august, atunci a fost bombardată și catedrala Sfinții Apostol Petru și Pavel și zona peninsulară. Cred că și casa lui atunci. Știu că un unchi de al meu, care era însurat cu fata lui Ioan Roman, Coca Roman, sau Maria, Eugenia, Matilda Roman, avea un nume de prințesă spaniolă, lung, cât o zi de post. Îi spuneam pe scurt Coca Prisicianu, ea era măritată cu colonelul Mircea Prisicianu, cumnat cu generalul Alexandru Cernescu, general de aviație. Și îmi aduc aminte că am fost în copilărie, am fost cu unchii aceștiai mei armatori, tata era pe front, fusese trimis pe front în linia întâi ca ofițer de artilerie. În acel moment știu că am fost cu el cu mașina lui Michi Cochinos să ia din casa lui Ioan Roman cărți și mai ales cutii de tablă mari cu bicarbonat. Pentru ce? Ioan Roman avea acolo o mulțime de cutii de pline cu bicarbonat. Și l-am întrebat pe Mircea ce face cu ele. Și că le iau și așa să n-am scandal cu familia. El nu lua bicarbonat. Totuși, ați avut o legătură strânsă cu familia Ioan Roman. Pentru că... Am avut mai ales cu fetele lui Ioan Roman, cu cele care au rămas în viață, Coca, sora ei, Viorica Roman, care a fost măritată, a divorțat, mă rog, și altă sora lor, Margareta, care a fost măritată cu consilierul de casație Traian Lăzărescu, care a avut o bibliotecă impresionantă, splendidă, mai mare decât ceea ce e acum la Biblioteca Ioan Roman din Constanța. Și legătura aceasta s-a materializat benefic pentru Constanța, deoarece arhiva lui Ioan Roman, care a rămas la ele, eu am dat-o muzeului. Da. Am mai dat muzeului în cărți venite de la el. Atunci, fostul meu prieten, Adrian Rădulescu, a spus că e mai bine să fie date cărțile la biblioteca publică și au ajuns cărțile din fondul Ioan Roman la biblioteca publică, care poartă astăzi numele, iar fotografiile prin bunătatea domnului Virgil Coman au ajuns la arhivele statului. Bunăvoința este din partea dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați fost cel care ați donat. Da, l-am donat în urmă cu câțiva ani aceste 513 fotografii care aparțin... 500 de fotografii, un pachet de 500 de fotografii care aparțin familiei Ioan Roman. Pretind, cum se face în alte cazuri, domnule, dați-mi o plată că eu sunt băiat sărac și... Nu, eu n-am cerut nicio plată, erau niște bunuri de familie pe care... Cum la Slobozia am dat scrisorile care aparțineau lui Apostol Culea. Dacă aici se păstrează, la Slobozia Răzvan Ciucă regia ne roagă să facem o mică pauză de publicitate. Face. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct. Cum bine știți, invitatul emisiunii noastre este domnul profesor universitar dr. Radu Ștefan Vergati. Domnule profesor, oprisem discuția noastră la momentul Ine Roman și
le spuneam telespectatorilor noștri că, prin bunăvoința dumneavoastră, arhivele Constanței sunt mai bogate, cu un fond familial, fondul familial Ioan Neroman, care cuprinde 513 fotografii aparținând lui Ioan Neroman și familiei sale, dar și câteva din manuscrisele unor lucrări care au văzut lumina tiparului, cât și 4 volume de versuri, parte din ele chiar inedite. Haideți să vedem, să revenim puțin totuși la perioada facultății. Am văzut, sunteți absolvent al Liceului Sfântul Sava din București, da? Ați fost șef de promoție, după care ați urmat cursurile Facultății de Istorie a Universității din București. Ce a însemnat această perioadă pentru dumneavoastră? Perioada asta însemna pentru mine continuarea, dacă vreți, a unei tradiții, pentru că era vorba de o familie de intelectuali ce fusese botezat de niște intelectuali, de Mișu Polichroniade, autorul celei mai bune cărți despre domnia regelui Carol I, el cu Alexandru Tell au scris această carte, din păcate neterminată, a soției sale Mary Polichroniade, traducătoarea în românește, cea mai bună traducere a romanului Pe aripile vântului, Margaret Mitchell, Pe aripile vântului. L-am avut ca naș pe Mircea Eliade, care era prieten cu părinții mei, pe Radu Gir, Puiu Gârcineanu, o serie de nume marcante în cultura românească. O serie de nume deosebite care de la început mi-au insuflat dragostea de carte existentă la mine în familie prin cărțile, bibliotecile deosebite care le-am avut. Vedeți dumneavoastră, la Sfântul Sava era un curent atunci de orientare către medicină. Și eu m-am orientat către medicină, însă petele pe ficat care le aveam, nu datorită mie, ci datorită familiei, m-au făcut să trebuie să întrerup cursurile la medicină. Cum mi-a spus rectorul de atunci, profesorul Burghele, dacă nu te dau afară, ne dau ăștia afară pe amândoi. Și după o scurtă perioadă petrecută la volanul unui autocamion, pentru că răspundeam bine la învățământ politic la Uzinele Chimice Române, unde eram șofer, răspundeam bine că n-aveam ce face, citeam ziarul Scânteia când stătea autocamionul. Și atunci, cum în țara orbilor Chiorul Împărat, eu știam ce scrie în ziarul ăla, muncitorii ăia nu știau nimic. Și am primit o recomandare să plec la facultate, la facultate de istorie, ca o să ia că-s bun de gură. Și am intrat la facultatea de istorie în 1958, dar și aici am avut o scurtă întrerupere de 2 ani de zile. Din ce motive? Hai să spunem de boală. Și am terminat în 65, tot între primii. Da. Atunci se făcea o altă ordine, era ordinea pe țară și repartiția s-a făcut pe țară la Iași. Ori au venit cei de la Iași cu niște medii astronomice, nu erau mai buni ca noi. Dar exista concurența asta între centrele universitare tradiționale, da, la București, Iași, Cluj, este adevărat totuși. Sigur că da. București, Iași, Cluj și cred că atunci se tindea să se înființeze un centru de acesta și la Craiova, unde, da, fusese numit rector T.
Titus Georgescu, foarte bun istoric, un tip foarte inteligent, venit de la Institutul de Istoria Partidului. Adică era o cadru de nădejde, persoană serioasă. Însă foarte bun profesor și cu mult curaj, mie mi-a fost profesor. Și la sfârșitul facultății am fost și eu uimit. Ați fost numit asistent. Da, cum am fost repartizat ca asistent, însă și aici a intervenit înțelepciunea partidului, în fața căreia eu mă închind, m-au trecut imediat la secția pedagogică. Foarte bine. Și am rămas în facultate, unde mi-am dat un doctorat cu o teză cu un nume cu totul deosebit, Probleme ale omului și societății în literatura orășenească franceză din a doua parte a secolului al XIII-lea. Profesorul André Oțetea a fost încântat de titlu, însă și-a pus o problemă. Dom'le, de unde găsești specialiști pentru comisie? Și atunci? Și i-am spus, om vedea noi, poate mor până la susținere și atunci nu mai e nevoie de specialiști. Într-adevăr, era o teză, sigur, cu un subiect cu totul aparte, cerând pentru această teză să știi limba franceză, limba latină, ceva cunoștințe de limbă germană, pentru ca să poți să citești operele scrise în a doua parte a secolului al XIII-lea. Și atunci a fost o perioadă de mari probleme pentru cultura României, cultura omenirii, înfruntarea între curentele filosofice și teologice la Universitatea din Paris, Thomas d'Aquino, Sigé de Brabant, Boëse de Dacy, pe urmă în literatură, trecerea de la scrierea în versuri, la scrierea în proză, crearea primelor impresii de jurnal, crearea universităților, încercarea de trecerea universităților de sub umbrela papalității în lumea laică, înlocuirea intelectualului cleric cu intelectualul laic, o serie de mari probleme care toate sunt reflectate în literatură. E, a fost mult apreciată, lăudată lucrarea în primă formă de Jacques Legouf, de Pierre Chauny, de tovarășul Braudel, Fernand Braudel, da. Cum i s-a spus la Ministerul Învățământului când s-a văzut semnătura lui pe diplomă. În fine. Și în 1980 am obținut titlul aici. După ce anterior îl obținuseți? Da, mă rog, Paris, și am obținut titlul aici, un titlu deosebit, dar cum ghinionul nu m-a ocolit niciodată, în 1977 am fost scos din universitate pentru că aveam, eu știu, păcatul ca eu să fiu singurul rămas aici, adică singura rudă în străinătate a rudelor mele, care erau plecate în exil, da, în altă parte. Tatăl meu era în Statele Unite, sora mea era la Paris, nepoata mea la Paris, unchiul meu la Paris, eu eram aici cu mama mea, care din păcate era bolnavă și rămăsesem să o îngrijesc. E, m-au trecut la un liceu industrial, unde, mă rog, am devenit domn doctor. Și veneau de acolo administratorul, mecanicii, maiștrii, domn doctor, sunt răcit, ce pot să fac? Păi, ce pot să fac? Eu nu sunt doctor în medicină. Și îmi răspuneau râzând, vă râdeți de mine. Dar cu toate acestea ați păstrat legătura cu activitatea de cercetare. Am păstrat, n-am încetat niciodată. Sigur că da. Și aș vrea eu să le spunem telespectatorilor totuși, astăzi venim
De la sesiunea pontică, da? La sud-est european. O perioadă foarte scurtă. Fusesem la sud-est european, unde Berza a încercat să mă rețină între cercetători, însă a murit și el, iar ghinionul meu. A murit în 78, un an după ce m-a fost în facultate, și serviciile au acționat imediat. Au acționat și au reacționat. Au zis că mi-e suficient. În legătură cu cercetarea, pentru că suntem legați de Pontica aici la Constanța, trebuie să vă spun că eu am participat la prima sesiune Pontica, cred că în 1967, invitat de Vasile Canarache, de directorul de atunci al muzeului, de Vasile Canarache, care era un pasionat cercetător în domeniul istoriei, chiar dacă nu era absolvent de facultate, era într-adevăr un pasionat și un extraordinar cercetător, și care în primul moment atunci ne-a delegat să facem scufundări subacvatice pe Cornel Crjan, pe mine și pe, cred, comandorul Scarlat. Scarlat. Și făceam scufund și am găsit urmele cutremurului din 1896, care a făcut ca o parte din orașul antic să se scufunde. Am găsit acolo străzi, case, amfore, niște talere mari, talgere mari pentru mâncare. Mă rog, a murit Canarache, au încetat scufundările, cercetările și, mă rog, a dispărut o zi din viața mea. Dar era foarte plăcut atunci. Cu toate acestea, ați avut relații foarte bune de prietenie și de colaborare și cu Adrian Rădulescu. Cu Adrian Rădulescu, nu? A continuat această prietenie cu Adrian Rădulescu și am participat cu regularitate la sesiunile Pontică, dovadă în acest sens că în fiecare număr din revista Pontica eu am publicat numărul 2, numărul 3, 4, 5, 6 și așa mai departe. Ce înseamnă Pontica? Înainte de 89, ce înseamnă Pontica astăzi, domnule profesor? Pontica, vedeți, cred că totdeauna a însemnat o reunire a cercetătorilor de vârf din domeniul arheologiei din România. Este adevărat. Astăzi s-a mers mai departe. Pe lângă cercetările în domeniul arheologiei, s-a trecut și la celelalte domenii ale istoriei, adică la cercetarea evului mediu. Eu m-am ocupat în special de evul mediu din Dobrogea și aici trebuie să vă spun că cercetările de la Enisala, de la Hârșova și de la zidul genovez din Constanța, care din păcate este necunoscut, necercetat, nereliefat, pe care eu l-am văzut încă din 1959-1960 cu primul meu profesor de arheologie, cu Grigore Florescu, și despre care nu mai știu nimic ce se întâmplă cu el. Cred că Dumnezeu știe. Astăzi, cu ajutorul primarilor și investitorilor, o fi acoperit de pământ și lumea nu știe ce-i cu el. Cum a fost și descoperirea de lângă Irish Pub a acelui portret paleocreștin care este lăsat într-o decădere. Urbană. Într-o decădere teribilă. Mormântul pictat, da. Da, mormântul pictat. Eu n-am ce să spun aici, că n-am nicio putere administrativă, dar atrag atenția, cum mi s-a întâmplat la Câmpul Lung Mușcel, să atrag atenția că singura casă boierească urbană
de la 1735 din câmpul Umușcher este în pericol pentru că alături au făcut un fel de mastaba, Dumnezeu știe ce se cheamă, de către arhitecții care răspundeau de patrimoniu în județul Argeș, curgea apă pe acoperișul și pe zidul acelei case boierești și am atras atenția o dată, de două ori, de trei ori. Întâmplarea a făcut să audă luarea mea de cuvânt prefectul de, sau președintele Consiliului Județean de acolo, Constantin Nicolescu, care mă știa de mult, și a făcut o altă scurgere, a mai protejat această casă, care în mod abuziv era trecută la muzeu, deși era proprietatea Academiei, acum, din fericire, este oarecum protejată. Așa atrag atenția și aici, și o atrag la televiziune, că ar fi bine să se vadă ce-i cu acest zid genovez. Tehnica de lucru la Enisala, la Hârșova, la zidul genovez, este nu similară, ci identică, ceea ce arată că este o ridicare de către acest oameni. Iar dacă să mergem mai departe, se vede că există o identitate cu cetățile genoveze din Crimea, Sudac, Mangop, Kafa. Este o identitate. Ceea ce arată că au fost aceiași constructori și cândva, în a doua parte a secolului al XIV-lea, după ce a căzut puterea cetății maritime de sub flamura Sfântului Gheorghe, a Genovei, aceste cetăți au trecut la domnii țării române. Din păcate, chiar în urmă cu 2 ani am fost la, în Crimea și cetățile Kafa și Mangop sunt în paragină, Sudacul. Sunt, dar tehnica de construcție... Sudacul este chiar refăcută și arată foarte bine. Da. Însă... Toate aceste cetăți au anumite tehnică de construcție. Este adevărat. Da. O care se regăsește aici, în Dobrogea. Sigur. Degeaba încearcă cu zev de la Varna să spună că astea au fost făcute de primul țarat. Nu exista primul țarat. Adică primul țarat murise de mult, da, când au fost ridicate aceste cetăți. Sunt medievale de secolul XIV. Începutul secolului XIV. Poate sfârșit de XIII. Dar este o legătură. Legăturile mele sunt mai noi, pot să vă spun că sunt din copilărie, de când aveam 5-6 ani și veneam cu acești unchi ai mei care aveau vapoarele, priveam vapoarele cu multă admirație în Mangalia, în portul de la Constanța. Era mai mic mult portul din Constanța. Sigur. Era o activitate vie la Mangalia, să știți. Erau multe restaurante mici și în Dobrogea, în Constanța și în Mangalia. Erau în curțile, în casele oamenilor, cam ceea ce era acum 30-40 de ani, Zahanaua, restaurantul măcelăresc de mai târziu. Adică era într-o curte mare unde erau diverse produse de măcelărie și preparate cu grijă. Ceea ce era pe vremuri restaurantul Dobrogea, restaurantul de noapte care era în apropiere de piața Ovidiu, pe care eu l-am apucat perioada 1975-1980, când veneam aici în Constanța, chemat la toate sesiunile de Adrian Rădulescu. Îi povesteam domnului profesor Coman cum la un moment dat mi-a dat un telefon să vin de la București, că este o sesiune despre tătari. Și am spus, domnule, nu prea am eu legătură cu ei. Ba, hai, că tu l-ai citit pe Spuler, de Golden Horde, Hoarda de Aur, și ăștia de aici habar n-au din ce știi tu. Din păcate, timpul emisiunii noastre a trecut atât de repede, ne propusesem mai multe teme pe care să le abordăm, însă iată că
n-am reușit decât câteva extrem de interesante. Domnule profesor, nu pot decât să vă mulțumesc și să sper că, mă rog, cu prima ocazie când reveniți la Constanța, să mai continuăm câteva discuții pe aceste teme extrem de interesante pentru locuitorii Dobrogei și nu numai. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați dat curs invitației noastre și vă așteptăm de câte ori veniți în Constanța, în platoul televiziunii Litoral TV. Dragi telespectatori, punem punct emisiunii noastre pe săptămâna viitoare.